Na, bună dimineața, dragilor, avem Leo pregătit ca de fiecare dată. Acum suntem în piața de vechituri aici la intrare. Haideți să intrăm să vedem ce avem. Dimineața. Mersi. Avem și biletul, suntem în regulă. Din câte se vede, este ora 7 și ceva. Hai să vedem ce găsim. Înainte de a începe videoclipul, vreau să vă mulțumesc pentru celor 800 și ceva de abonați. Dacă ești pentru prima oară pe canal, apasă cu încredere acel buton de subscribe. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Iar tu nu vei pierde ceea ce postez eu. Așa că, haideți să vedem ce găsim azi pe piața de vechituri Cluj. Haideți să începem să codrobăim prin cutii, să vedem ce găsim. Ce e aici oare? Ah, cutie doar. Și aici o boxă. E subwoofer, mă. Uitați, are și sateliți. Biblioraft. Niște vase din ceramă. Astea sunt chiar faine. Cred că zilea care se pot băga la cuptor, dacă nu mă înșel. Prăjitor de pâine. Asta e plită electrică, nu știu ce e. Asta e și încă o cutie. Fain așa de bijuterii. Uitați aici, un sac de scoici. Încă un sac de scoici. Două boxe de la Samsung, sateliții să știa. Mișto. Oare ce-o fi asta? Nu-mi dau seama. DVD-uri. O tastatură. Boxe retro pentru PC. He, mai țineți voi minte? Super! Uita, și încălțăminte avem, cât duce trenul. Chestii de pescuit. Și nu numai. Mișto, dacă ești pescar, îi poți și te uiți. Medalioane, ce să stai? Bună! Mașinuțe pentru copilași și pentru colecționari. Bună! Ăsta e pentru urs? Și să vedem, să vedem, să vedem. Piasă Sorel. Nu, 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 nu.
Când trec pe lângă muzică, trebuie să fac eu gălăgie ca să nu se audă. E YouTube, bă, e tare șmecher. Știe prea multe. Și apoi îmi blochează videoclipurile. Da, da. Laptopuri, tablete. Aici avem chestii la un leu. Când mai găsesc la container în Germania, îl aduc pe acolo. Nu îl mai aduc. Să-l las acolo. Până în spate, e de postul de câini. Dacă o să am permisiunea, o să fac un clip și de acolo, să vă arăt câinii. Salut! Asta e și-a făcută marfă. Asta e cea roți de mașini. Băieții de la Zalău. De la Zalău sunteți? No, super. Dar multă marfă. Te-am gândit într-o zi cât vă ia să o încărcați, să o descărcați. Foarte să... mult. Cu schimb. Televizoare, roz de mașină. Că ți-ați grele ca dracu. La cât ai setul de roț, alea neagre? La 1500 de lei. Cu cateu, cu cauciucuri? Da, tot, numai le pui sus. Păi cred că nici și cauciucurile pe valoarea să zic. Exact, da, da. Da, da, da. Na, salut!
A, uitați acolo. Bună. Bună. Ce faceți? Nu mă stau. Nu mă stați așa? Cam puțină lumea azi prin Oser. Sunt concediu, unde sunt oamenii? Sănătate. Chitară. Chitară. Data trecută am găsit boxe transparente, azi găsim manete transparente. Ați fost curioși cum arată o manetă de asta înăuntru? Dacă era tot desfăceață, așa. Ce e așa interesant? Nimic. Farbă. Vrei ceva de la mine? Ce să vreau? Sculer.
pentru mecanicul din timp. Nu vă filmez, mă, parfumurile le filmez și fardurile, vă fac reclamă. Da, da, da. Bă, de ce fain să cerce. Uitați aici, mă, muzică bună asta. Queen, Led Zeppelin, Aerosmith, Rolling Stone, AC/DC, Elvis. Mă, muzică bună aveți aici. Muzică de calitate. Da. Michael Jackson, Tina Turner. Nu, nu, nu. Și din nou haine, cât cuprinde. Haine. Adidas. Trebuie să bat pe careva cu ele, mă, și mă gândeam dacă rezistă. Eram în, pe Valea Oltului, eram în, în coloană, cum e acolo de obicei. Și era unul într-un Jaguar de ăla, dar mișto Jaguarul, își scoate o crostă din portbagaj, o piatră din pe jos și începe să, să lasă. Vezi, dacă ți le iei, tu ai 7 de astea, nu una. Da, da, da. În aia ai dronă. Nu, la dronă. Hărțulii. Bănuți. Un franc. Nu știu dacă e mai potrivit.
Bun antrenamentul ăsta. Ce ai pe aici? Este ce? Astea sunt umbrele. Ah, umbrele. Volkswagen, Audi. N-ai și cu Maybach? Am niște, nu, cu Maybach n-am. Coșulețe, de sticlă, pești, ăștia. Da, da, vestitul pește. Da. Asta e bună, baterie de aia solară, așa e? Da, e baterie externă și se încarcă și la soare. Nu știu. E bună pentru călătorii, dacă ai hobby să mergi la munte sau... Da, da. Camere de bord. Modulatoare de asta dacă vrei să bagi. Asta dacă... Camere din spate. Greșeala iubita. O ascuns. De asta mini, știi? Ah, am înțeles. Are card și bagi. Da, da, da. Bre, locul. Super fain. Este căști, lucruri. Dacă ai păr ud, pion, diafilm. Foarte fain. Asta e o bază interesantă, iarăși. Chiar e faină. Nu știu, faină chestia ai. Ce hală e asta? Hala O, așa? Dacă vreți să vreți să vă atrați ceva atenția, găsiți la hala O. Un pic mai bărișor. Și mă gândesc dacă să-mi iau... Da, ce cătușă am găsit aici. Cred că-s cătușă. Aia a fost de săptămâna trecută. Ce ai pe aici fain? Și prețuri? Mai ați convins. De tot, așa e? Este obiectiv, ce e? Mi-am găsit o cameră nouă de filmat. No, cu asta vin poster și filmez. Da, da, da. Aparat e foto. Da, da, da. Ce hală e asta? Hala? Hala O. Cel mai ieftin din parcare.
biciclete. Intrăm aici la sectorul de haine. O să fie cea mai multă lume. Și veșnica hârtie. Dar ce nebunie e aici la haine. Uitați aici ce nebunie e. Vreți să intru să vedeți și voi aici? Uitați, fraților. De cele 3 ori, de damă de bărbații, la 10 lei, rostice, bruzice, pute, damă de bărbații. Uitați, ce nebunie e aici. Haine cât vezi, copii. Haine. 10 lei, 10, 10! Cât e bucata? 10 lei! Mersi mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați subscribe acestui canal pentru a nu pierde videoclipurile pe care urmează să le postez. Și până data viitoare ne vedem aici, pe Piața de Vechituri Cluj.